Și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Urmăriți știri și evenimente locale. După intrarea în Uniunea Europeană, am adoptat numeroase tradiții și obiceiuri. Am aflat cu bucurie că și obiceiurile noastre pot fi adoptate de alte țări europene. Urmăriți în rubrica Stop Cadru Pro Școală despre cetățenii ai școlii, cetățenii ai comunității, cetățeni ai Europei. În perioada 2 martie, 8 martie, delegația școlii noastre a participat la planul Comenius în Italia. Delegația a fost formată din manager de proiect, doamna institutor Cozariu Cluminița, doamna educatoare Trandafana și subsemnata, directorul școlii, iar ca elevi au participat 3 eleve de la clasa 8A, Tivadar Iulia, Martinescu Florentina și Clipa Diana. Această întâlnire s-a desfășurat în Italia, în orașul Palazzolo, deci una din țara gazdă Italia, Polonia, Germania, Malta și România. Obiectivele avute de noi în cadrul acestei întâlniri au fost planificarea activităților pentru anul școlar următor, prezentarea activităților care au avut loc în anul școlar precedent, vizitarea școlilor partenere, școala Palazzolo și școala Casina Amata din Paderno Duniano, și promovarea valorilor românești. Aici am avut ocazia și bucuria să ne aflăm în Italia în luna martie, la începutul lunii martie, și am promovat cu mult succes mărțișorul. Activitățile desfășurate au fost întâlniri cu elevii, activități cu două clase, o clasă de 6-7 ani și o clasă de 10-11 ani în cele două școli vizitate. De asemenea, am avut întâlniri cu oficialitățile orașului Paderno Duniano, primarul orașului și Consiliul Local. Am vizitat orașul Milano, am făcut o vizită în localitatea Como și am vizitat lacul Como. Am încercat să promovăm mărțișorul ca un obicei specific românesc cu simbolistica și unicitatea lui. Am lucrat la două clase, una de 6-7 ani, cealaltă de 10-11 ani, și acest obicei, bineînțeles că a fost primit în mod diferit. Cei mici și-au dorit foarte mult să lege sub formă de fundiță și să și-l prindă în piept, cei mai mărișori, punând accent mai mult pe valoarea lui de talisman al primăverii, și l-au legat la mâini. Spre marea noastră bucurie, au fost atât de încântați de acest lucru, încât la un moment dat unul dintre copii avea pe fiecare degețel câte un șnur de mărțișor. Surpriza noastră a fost plăcută de asemenea, pentru că în aceste clase, în special la Palazzolo, erau copii de mai multe naționalități, am întâlnit filipinezi, negri, am întâlnit și români, iar unul din momentele de asemenea plăcute a fost să vedem o fetiță filipineză cu șnur de mărțișor legat la încheitura mâinii. Activitatea noastră a fost apreciată atât de cadrele didactice cât și de copii, la fel și am avut ecouri că și părinții copiilor au fost încântați de ceea ce delegația română a făcut. Cel mai mult mi-a plăcut că orele de muzică sunt la instrumente,
fiecare elev știe să cânte la un instrument. Am stat la niște familii unde am fost foarte bine primiți. Copii? Erau trei copii, o fată și doi băieți, dintre care unul la care steam era în clasa a patra și toți erau silitori și învățau. Mă numesc Clipa Diana, sunt în clasa 8-a. Cel mai tare mi-a plăcut plimbarea cu avionul pentru că a fost pentru prima dată. În Italia am stat la o familie foarte înstărită, cu trei copii, o casă destul de mare. Orașul Milano m-a impresionat prin frumusețea lui, prin minunatele străzi, locuri specifice. Familia la care am stat m-a primit cu ospitalitate. Avea trei copii, un băiat mic de 9 ani și două fete mai mari. Băiatul în clasa a patra și celălalt la liceu. Spune despre activități. Am fost la școli primare, unde am fost rugate să desenăm obiceiurile noastre din România și monumentele din Rădăuți. Mă numesc Martinescu Florentina, sunt în clasa a 8-a. Experiența în Italia mi-a plăcut foarte mult, deoarece a fost ceva foarte frumos pentru noi de a merge în Italia și de a vedea alte școli în care copiii sunt foarte ordonați, civilizați. Am stat la o familie cu trei fete, o fată era de o vârstă cu mine, am înțeles foarte bine. Azi dimineața, centrul orașului a fost răbătut de mașini ale pompierilor, ambulanței și jandarmeriei. La hotelul din spatele primăriei a avut loc o aplicație, un exercițiu de alarmare. Astăzi, în cadrul activităților de pregătire pentru intervenții în caz de situații de urgență, cu efectivele detașamentului de intervenție Rădăuți, cu gărzile de intervenție Siret și Vicov, am desfășurat sub coordonarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava o aplicație de cooperare la Hotel Gerald Rădăuți. Am avut ca scop verificarea promptitudinii, verificarea deprinderilor militarilor pentru intervenții în asemenea obiective, cooperarea cu forțele din Comitetul Local pentru Situații de Urgență, cu care avem întocmit plan de cooperare. Sub coordonarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, am simulat un incendiu la hotel, la centrala termică, respectiv incendiu care s-a propagat până la una din camerele hotelului de la etajul 3, implicit ulterior, datorită amplorii incendiului, propagarea la o locuință învecinată și pe timpul acțiunilor de intervenție, un accident rutier. În baza planului de cooperare am cerut sprijin de la toate formațiunile cu care cooperăm, acestea fiind poliția prin echipaje de poliție rutieră, poliția de frontieră, secția de jandarmi, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, compus din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, Poliție Comunitară. Ca un bilanț al activității pe care am desfășurat-o, personalul de conducere a apreciat efortul, a apreciat activitatea, dându-ne un calificativ de bine spre foarte bine, lucru de care sunt personal mulțumit. Am reușit totuși și aș vrea să se înțeleagă că pentru a fi profesioniști încă avem foarte mult de lucru. Am analizat și vom analiza în continuare, pentru că am reușit și noi să avem filmate din mai multe unghiuri toate activitățile pe care le-am desfășurat, să încercăm într-adevăr să creăm un cadru, să creăm tot ceea ce ne este necesar pentru a evita, pentru a reduce la maxim urmările unei asemenea intervenții. Am cooperat deosebit de bine cu conducerea hotelului, unde am stabilit ca și pe viitor să executăm exerciții de acest gen,
întrucât este cel mai mare hotel din zonă, din responsabilitatea raionului nostru, exerciții la care, de asemenea, vom cere sprijinul colaboratorilor pe care i-am menționat. Astăzi a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local, la care a avut ca ordine de zi 5 puncte, propuse inițiator fiind primarul municipiului Rădăuț. Acestea vizează mai multe aspecte, dar în principal și necesitatea de fapt a motivării acestei ședințe extraordinare a fost aceea de a aproba câteva proiecte care sunt urgent solicitate de Agenția de Dezvoltare Regională Piatra Neamț pentru finanțarea cu fonduri structurale a acestor investiții. În mod deosebit, se pune problema modernizării unor străzi din municipiul Rădăuț, în care contribuția municipiului este doar 2% din această valoare a acestor străzi și este o valoare până la peste 1,5 milioane. Este suportat de Agenția de Dezvoltare Regională, deci fonduri structurale primite de la Uniunea Europeană. Alt proiect de asemenea important este modernizarea grădinii zoologice, mult discutată grădină zoologică care a fost pe ordine de zi mai multe ori a Consiliului Local, iar acum, printr-o hotărâre a Guvernului României, a intrat într-un proiect de dezvoltare, modernizare, la standardele europene. Și acest proiect de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. De asemenea, am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru un adăpost de noapte, pentru persoane care nu au adăpost, și acest proiect se intitulează Adăpost pentru fiecare, realizat tot prin fonduri de la Ministerul Muncii. De data aceasta. De asemenea, în cadrul ședinței au fost ridicate și o serie de probleme la punctul 5, informări, interpelări, sesizări, comunicări. Aș aprecia în mod deosebit problemele ridicate de Părintele Fediu în deschiderea acestei ședințe. În luna noiembrie, sunt peste 4 luni, am venit aici și am propus în numele a 6 parohii să constituim o comisie consultativă cu participanți din Comisia de Cultură a Consiliului Local și reprezentanții preoților pentru a îmbunătăți relația și pentru a găsi soluții în domeniile culturale, sociale și așa mai departe, istorice, comemorative. Deși au trecut 4 luni, absolut nimeni nu ne-a contactat și noi am mai încercat de două ori, am mai venit pe aici. Suntem interesați în continuare să avem acest dialog cu Consiliul Local. Am aici semnăturile a 6 parohii și intenția scrisă. Am să o depun la secretar. Dacă se consideră că e oportună. Dacă nu, cum doriți. Eu doar revin după 4 luni din nou cu propunerea aceasta. Și îl rog și pe domnul Bejenaru să analizeze rugămintea mea ca președinte a Consiliului de... Domnul primar a fost încântat de propunerea atunci, dar, după cum se vede, n-a sprijinit-o. A doua problemă care o am este următoarea. Am propus tot noi să nu fie o valoare exagerată în carticol bugetar pentru culte, întrucât nevoile orașului sunt imense și un an foarte greu, din toate punctele de vedere. Așa am considerat noi. Și am observat după aceea că bugetul a fost mai mare ca anul trecut. E hotărârea dumneavoastră. Noi respectăm, nu vă criticăm, doar să se țină cont că nu s-a ținut cont de sugestia noastră și bugetul a fost mai mare. Măcar să nu fie distribuit preferențial. Asta e rugămintea, măcar. Și după una din rosturile acestei comisii era și aceea de a expune Consiliului Local nevoile reale, practice, nu electorale și nu de altă natură ale parohiilor. Deși există posibilitate legală și foarte simplă de a accesa fonduri de la guvern, prin secretariatul pentru culte. Și se rezolvă problema a fiecarei parohii. Și atunci n-am luat bani de la oraș. E o propunere. Dacă orașul are bani foarte mulți, foarte bine.
Îi luăm cu mare drag. Dar noi am renunțat la ei, de bună voie. 3. La biserică, la Sfântul Ilie, credincioși practicanți pe rând, pe rând, și puteți, cei care, mulți dintre voi, să participați, ocazional sau permanent, duminică sunt în jur de 5, 6, 700 de credincioși la fiecare Sfântă Liturghie. Am vorbit duminică și am fost mandatat din partea lor să vă rog foarte mult să rezolvați problema străzilor în cartier. Este dezastru ce e în cartier. În fața bisericii, pe grănicerului, de pe Bogdan Vodă și până în fața policlinicii, este gaură lângă gaură. Gaură lângă gaură. Vă rog să verificați. Dar avem 4 consilieri în parohie care știu lucrul acesta și îi rugăm să sprijine. Una, că sunt stropiți cetățenii, dar sunt stropite și gardurile. Și vă rog să mă credeți că nu e gardul meu și nu e frumos, nu e potrivit. E și spitalul și o biserică a oamenilor. E nepotrivit total. Deci gaură lângă gaură. Cred că 3 cm de uzură a rezolvat problema foarte simplu. E o rugăminte. Analizați-o. Cum s-o cotiți? Cum s-o cotiți? Și a patra problemă, și cu asta încheie, este următoarea. Deci, numai parohia Sfântului Ilie a făcut o cerere, eu o depun aici oficial, în care cerem o parcelă de teren, pentru că în fiecare an noi ne angajăm să facem câte o casă gratuită. Și Consiliul Local s-o dăruiască necondiționat, cui considerați dumneavoastră că e familia cea mai defavorizată. Deci nu cerem niciun ban, nu cerem absolut nimic, cu fondurile noastre o să o facem. În fiecare an, mai mult nu putem. Nu avem puterea Habitatului și nici organizare. Dar o casă vom face. Cu bănuțul necăjitului, cu banii mei, cu banii dumneavoastră, o vom face. Și nu repartizăm noi, ci dumneavoastră. Cui doriți? Cui doriți? Dacă credeți că treaba e bună, vă mulțumim de acum. Nu știu dacă e 300 de metri, dacă e 400 de metri, 5, asta nu știu. Înțeles dumneavoastră cât ar fi oportun pentru o familie. Asta e oferta care o facem noi și începând de anul acesta vrem să facem legal, cu autorizații, cu absolut tot ce trebuie, cu o dotare minimă, dar decentă și civilizată. De asemenea, și personal, am ridicat problema canalizării și extinderii alimentării cu apă pe o serie de străzi și în mod deosebit cele care au fost puse în planul din anul trecut, este vorba de strada Hanului, precum și necesitatea unei gospodăriri mai bine, mai bine făcute în cartiere de locuințe. Și aceste probleme au fost însușite de Consiliul Local, urmând ca executivul să ia o serie de măsuri concrete pentru realizarea acestora. Trebuie să ținem cont că în toate străzile, în general, în urma iernii, fiecare an se repetă, sunt sparte și ar trebui ca să trebuie cu soan electoral, dar nu numai cât asta, e necesar să pregătească de acum, nu știu, licitațiile pentru plombarea străzilor și aleilor pietonale dintre blocuri, pentru că imediat cum se încălzește, ar trebui reparate, nu după ce își distrug oamenii mașinile și proască gardurile cu noroi, să mai știu cum. Deci să iei în calcul ca să poată trece cât mai repede. Poate să încălzește mai repede primăvara asta, după cum așteptăm cu toții. Și cel puțin, dacă nu, unii sunt toți mai procedați în alți ani, gropile care sunt mai adânci, să le paveze, ca să nu așteptăm ca să facă gropuri mai mari și ne costă și material mai mult în acestor gropi. Dar în tot orașul, nu numai în zona care a menționat-o Părintele Pedro, deci în multe zone din oraș sunt sparte. Să fac un inventar, deci cei de la administrație să fac un inventar a străzilor și unii este necesar să le plombeze până la cu pava, să ducem la acolo. Pe data de 1 iunie primul tur, pe 15 iunie, turul al doilea. Circumscripția noastră electorală este numerotată cu numărul 4 și va funcționa în clădirea 2 din sediul primăriei. Până pe 30 se va trage la sorți președintele biroului electoral de circumscripție,
care, după părerea mea și cum a fost și în ceilalți ani, va fi desemnat un judecător. Vom avea 15 secții de votare, cum am avut și la alegerile precedente, cu aceeași arondare. Pentru alegerea primarului sunt necesari jumătate plus 1 din cei prezenți la vot. În ceilalți ani erau jumătate plus 1 din cei înscriși în listele electorale. Acum jumătate plus 1 din cei prezenți la vot. În legea 215 era prevăzut că din acest an vor fi numai 17 consilieri. S-a făcut revenire prin ordonanță de urgență numărul 20 și vom avea în continuare 19 consilieri. Până în prezent, din câte știm, avem 6 candidați pentru funcția de primar. În școala noastră se derulează în al treilea an deja proiectul internațional Ecoșcoala, în cadrul căruia au avut loc foarte multe activități. Acest proiect a fost completat, să spunem, de o altă serie de proiecte eco. Este vorba despre proiectul Să învățăm despre pădure și despre proiectul de granturi, grădina botanică, loc ecologic, educativ și de recreere. Astăzi, 21 martie, noi am desfășurat o activitate legată de Ziua Apei. Această activitate a fost coordonată de doamna profesoară Chelba Mirela și de clasa 6A. Doamna profesoară vă va da mai multe amănunte despre această activitate. Activitatea de astăzi s-a derulat în cadrul programului Ecoșcoala, program care este în derulare de câțiva ani la noi în școală. Acești copii din clasa 6A au susținut o activitate uzina Aqua Atelier de lucru cu ocazia Zilei Mondiale a Apei și ei au fost cei aleși pentru că la opțional ei studiază opționalul uzina Aqua, unde facem diferite activități legate de apă. Materialele prezentate de copii au fost realizate de ei, cu sprijinul meu, desigur. Activitatea a fost gândită de mine pentru că ea, de fapt, la început a fost o lecție în cadrul opționalului, urmând ca ei să fie cei care realizează lecția, dar cu alți colegi de-ai lor și cu profesori din școală. Am ales copii din școală, copii care fac parte din comitetul ECO, urmând ca ei să promoveze această activitate cu colegii lor, pentru că toate materialele prezentate vor rămâne în calculatorul de la Centrul de Documentare și Informare, care este în școală. S-au pregătit, activitatea a fost gândită ca o activitate de lucru, au trebuit să identifice surse de poluare a apei, să prezinte aceste surse de poluare a apei. Noi am venit și cu informații noi, după care am prezentat un film, urmând ca ei să identifice situația de poluare prezentată în film. Dorința noastră este să-i sensibilizăm ca ei să meargă acasă, să povestească părinților lor, să povestească fraților și poate că încetul cu încetul o să-i determinăm să nu mai arunce toate gunoaiele la întâmplare și poate că astfel, prin această acțiune, zicem noi, destul de măruntă, să realizăm un obiectiv propus pentru activitate. Am avut și invitați de la grupul Bucovina și de la Agenția de Mediu, invitați care au participat și ne-au prezentat și ei materiale și ne-au adus pliante cu ocazia Zilei Mondiale a Apei și sperăm că întreaga activitate a avut un succes. Ne bucură faptul că niște copii așa mici au grijă de o problemă atât de mare, cum este poluarea apei. Și am văzut aici că ați atins cam toate sursele de poluare a apei, deci sunteți pregătiți și avem toată încrederea că viitorul va fi unul bun cu copii ca voi. Miercuri 19 martie, orașul nostru a fost vizitat de către alteța sa, Principele Radu.
După o scurtă vizită la Colegiul Național Eudoxiu Frumuzache, unde directorul Marian Olaru a prezentat alteței sale un scurt istoric al instituției, principele a intrat în câteva săli de clasă și a avut o întâlnire cu elevii colegiului. Primarul Mihai Frunză a fost pentru câteva ore ghidul alteței sale într-un periplu prin catedrală, galerie, muzeu, Mănăstirea Bogdana și nu în cele din urmă într-o întâlnire cu membrii Consiliului Local, unde principele Radu a purtat discuții cu consilierii. Sarcina mea este foarte mult ușurată într-un loc ca acesta, pentru că în Rădăuți nu trebuie insistat prea mult pe valorile despre care aș vrea să vorbesc astăzi în întâlnirea mea. Aș vrea să vă fac o foarte scurtă introducere în legătură cu rostul pentru care mă aflu astăzi aici. După cum probabil că știți, din acești ultimi 7 ani care au fost atât de plini pentru noi toți, că familia regală s-a întors în București la Palatul Elisabeta în luna mai a anului 2001 și că această întoarcere a avut două semnificații foarte mari, mai ales pentru generația noastră, care este a 5-a generație a familiei. Mai întâi pentru faptul că ne-am întors înapoi exact din locul de unde regele a plecat. Reședința nu este un loc cu o istorie prea mare, dar faptul că el s-a întors exact în aceleași încăperi din care a trebuit să plece la 30 decembrie înseamnă mult pentru prezentul românesc, care încearcă în foarte multe părți din țară și în foarte multe părți din stratificarea societății să se întoarcă înapoi la ceea ce reprezintă identitatea lui. Nu trebuie să se întoarcă înapoi la lucrurile învechite, dar trebuie să se întoarcă înapoi la lucrurile care îi formează identitatea. Și întoarcerea a mai însemnat și altceva practic, și anume faptul că am luat din acel moment, cu sprijinul diferitelor guverne și diferitelor compoziții parlamentare de atunci încoace, să instituționalizăm munca noastră, fapt care s-a întâmplat la scurt timp după venire, adică în septembrie 2002, când eu am primit această poziție de reprezentant special al guvernelor care s-au succedat de atunci și care încheie, odată cu acest an 2008, al 7-lea an de funcționare. În acești 7 ani, legăturile mele cu comunitatea, cu comunitățile locale, au fost legături foarte strânse. E adevărat că în primii ani am făcut mai mult călătorii în capitalele de județ. Am fost la Suceava, la Botoșani, la Piatra Neamț, la Iași, la Bacău, dar și în celelalte principate române, nu prea place să spun regiuni istorice, pentru că asta îmi sună puțin nepotrivit cu identitatea noastră. Și, bineînțeles, principalele deziderate la ora aceea erau intrarea în NATO, intrarea în Uniunea Europeană, care sunt evenimente care s-au petrecut deja și despre ele n-are rost să mai vorbesc. Dar momentul 2007 a fost o răscruce și pentru principesa Margareta și pentru mine, pentru că pentru o instituție cum e Casa Regală, care are 142 de ani, adică se compară puțin cu vechimea instituției primăriei dumneavoastră, cu cea a Colegiului Național Hurmuzachi, cu vârsta Academiei Române, cu vârsta Armatei Române Moderne, o astfel de instituție nu poate să privească termene ca 1 ianuarie 2007 sau 2008, 2012, 2014 ca pe niște puncte de referință. Le privește ca pe momente pasagere dintr-o istorie cu mult mai mare și cu mult mai cuprinzătoare decât sunt aceste termene administrative. Și atunci ne-am gândit că, începând de la 1 ianuarie 2007, noi am fi utili societății românești dacă am iniția o serie de proiecte care să fie pe calapodul identității noastre.
care să respecte identitatea regală, dar care să fie de folos României de azi, din 2008. Și atunci am făcut două lucruri. Am scris întâi o lucrare pe care am oferit-o domnului primar și care arată așa. Se numește O viziune pe 30 de ani pentru România. O broșură foarte subțire, care nu are mai mult de 20 de pagini, în care noi scriem cuvânt cu cuvânt ce credem noi că înseamnă mai mult și mai bine construcția României pe următoarele 3 decenii. Este, dacă vreți, un fel de viziune asupra României, cam cum a avut-o Carol I, care a fost întâi și întâi un constructor, mai înainte de toate, un om care a construit clădiri și infrastructură, un om care a construit instituții. Iar în al doilea rând ne-am gândit cum să începem să punem în practică aceste vorbe care sunt frumoase pe hârtie, n-are cum să le contrazică nimeni, pentru că ele pun în discuție probleme care să fie contestabile. Nimeni nu poate să spună că nu dorește construcția solidă a României. Și unul din lucrurile pe care îl putem face și pe care l-am început a fost această inițiativă numită Orașele României, care mă duce astăzi la Rădăuți. Este vorba despre o încercare de a merge în fiecare din așezările urbane românești. Și ele sunt, dacă dai la o parte capitalele de județ, 280 în România. Încercând să înțelegi care este adevăratul mers al lucrurilor, unde se află fiecare din aceste comunități, ce fel de orizont are, pentru că fiecare loc are o sumă de caracteristici extraordinar de surprinzătoare. Și fiecare loc, chiar și cel despre care nu a auzit nimeni, cum sunt cazul unor localități mici din România, complet uitate de lume, chiar și acelea au un suflet al lor, o speranță, o dorință, un lucru bun care se află în ele, până la cele mai mici dintre ele, unele chiar la cifra de 4 sau 5 mii de locuitori, cărora le vine destul de greu să se numească chiar așezări urbane. Această inițiativă este cea care m-a adus în județul Suceava în ultimele 3 zile și tot această inițiativă mă va duce de aici încolo, aproape în fiecare săptămână, în alte părți din țară. Încerc, prin aceste vizite, să ating 3 sau 4 părți, segmente din comunitatea locală. Una este cea aflată astăzi în jurul mesei, adică reprezentanții Consiliului Local, ai primăriei, nucleul mediului de afaceri local, mass media, și restul elitei orașului, care sunt profesorii, intelectuali, reprezentanții bisericii. O altă întâlnire importantă pentru mine în aceste călătorii este liceul, mai ales atunci când e vorba de un colegiu național de importanță, de tradiție și de rezultate foarte bune. Pentru că tinerii aceștia sunt, după părerea mea, nucleul unui foarte mare potențial al schimbării. Pe urmă, desigur, mă bazez pe instituțiile amintite mai sus, adică mass media locală, forțele economice locale, uneori în întâlniri separate, dar nu neapărat întotdeauna. Și încerc ca prin discuțiile pe care le am să aduc aportul meu neobișnuit, neconvențional, pentru că eu nu am în spate o agenție economică care să ia toate propunerile și proiectele pe care le discutăm și să le rezolve mâine. Asta este în afara oricărei posibilități, pentru că familia regală nu e un minister. Dar încerc prin alte formule care să fie în completare, în armonie cu ceea ce face administrația de stat, fie ea locală, fie centrală, fie executivă, fie legislativă, să aducem aportul nostru pentru ca ceea ce este specific acestei comunități, atât în nevoile ei, cât și în tradiția, în cultura, în economia ei, să poată să primească un plus de ajutor. De aceea, în general, vizitele pe care le fac se soldează mai târziu, la un număr de luni, cu o invitație pe care o formulez acelorași personalități pe care le-am întâlnit, cum sunteți astăzi dumneavoastră la Rădăuți, să vină să viziteze
gazdele mele de astăzi, Palatul Elisabeta, după un număr de 4, 6, 8 luni, depinde cum se discută lucrurile acestea în detalii, pentru ca în întâlnirea următoare să cunoașteți și locul unde noi trăim, unde lucrăm, unde existăm și cu acea ocazie să reluăm în discuție anumite proiecte, nu trebuie să fie neapărat economice, pot fi și culturale, pot fi educaționale, pot fi de patrimoniu, pot fi de mediu, pot fi de infrastructură. Cu ocazia respectivă încercând să aducem și personalități din diverse instituții centrale cu care să stați direct față în față și să obțineți poate lucruri pe care altfel le obțineți mai greu. Deci, cu alte cuvinte, vizita aceasta are și o parte directă, concretă, pe care noi, la care noi nu putem concura cu forțele administrației care au pârghiile pentru așa ceva și nici nu încercăm, și o parte nepractică, dar cu mult miez și care are o anumită semnificație, și anume aceea schimburilor de idei, a cunoașterii, a faptului de a ne impregna de această realitate și de a o cunoaște, de a o ști, de a o face parte din viziunea noastră, din orizontul nostru, pentru ca mâine, dacă există o mică posibilitate să vă dăm o mână de ajutor, să o facem. Aceste călătorii nu sunt singurile care fac parte din agenda noastră. Când spun noastră, la plural, mă refer la principesă și la mine. Există, de asemenea, în oglindă, același lucru pe care îl facem în Europa. Mergem din țară în țară, dar în special în cele mari, și vizităm regiunile, orașele mai mici, locurile asemănătoare cu orașul, cu municipiul dumneavoastră, încercând să cooptăm de acolo exact forțele direct interesate în dezvoltările în care sunteți interesați și dumneavoastră. Deci nu este un lucru neobișnuit ca într-o bună dimineață să ne îmbarcăm pentru o călătorie în orășele din Italia, Germania, Franța, Spania sau Anglia, mergând din oraș în oraș, din loc în loc și încercând să punem firele la oaltă ca să iasă o împletitură de interese comune. Și atunci, cred că legătura aceasta regională între noi și ei, directă, omenească, nu instituțională, poate să fie un lucru care să adauge o picătură mai în plus și o picătură poate mai devreme. De asemenea, și cu aceasta aș dori să închei, există și un alt proiect pe care l-am inițiat în 2006, de mai mare arie geografică, adică în Statele Unite, unde exact același lucru pe care îl facem în țară, prin orașe și în Europa regional, încercăm să-l facem la nivelul Statelor Unite statal. Adică mergem din loc în loc, în cele 50 de state pe care Statele Unite le au, căutând oameni și instituții acolo unde nu le caută nimeni. Adică din oraș în oraș, în cele mai mici până la cele mai mari state, încercând să ne întâlnim cu administrațiile locale, cu mediul de afaceri local, cu studenții, cu comunitatea românească, cu mass media locală și să încercăm să punem România pe harta lor, exact așa cum a făcut-o Regina Maria în 1926, când s-a dus ca un fel de avangardă politică și statală în 1926, acum 82 de ani, singură, cu câțiva însoțitori, în Statele Unite, mergând din stat în stat și încercând să le vorbească despre România. Și acele vizite pot să se încheie cu legături între diversele orașe de acolo și diversele orașe de aici, sau instituții, companii, asociații ale lor cu omologii ale lor din România. Pentru a vorbi însă despre ele pe larg și a putea să împărtășesc din binefacerile acestor întâlniri și contacte cu dumneavoastră, primul lucru și cel mai necesar este să ne întâlnim, da. Să vi le spun și pe urmă să ne reîntâlnim și să încercăm să găsim din coșul acesta de oportunități care anume, într-o bună zi, s-ar putea potrivi cu preocupările și cu orizontul de interese al dumneavoastră. Îmi pare rău că
a fost atât de lungă această introducere, dar atunci când vii pentru prima oară, ai mai multe de spus. Vă mulțumesc! Dacă veți rămâne alături de noi, veți afla cine este candidatul la funcția de primar a partidului Noua Generație, filiala Rădăuți. În primul rând, prezint pe domnul Dan Chițu, economist, președintele organizației Suceava. Totodată vă anunț că este și vicepreședinte în biroul permanent național, o funcție care chiar pe mine mă face să mă mândresc că avem un reprezentant în biroul permanent central. În dreapta mea este domnul prim-vicepreședinte Ghiță Ignătescu, un om de mare calibru, un om de mare valoare, care cred că este și în asentimentul meu, prin venirea dumnealui și al domnului președinte Chițu în Rădăuți, se dă un pic de valoare acestei organizații. Pentru început am să rog pe domnul președinte Dan Chițu să ne spună câteva cuvinte din partea domniei sale și din partea biroului permanent central. Bună ziua și bine v-am găsit la Rădăuți. Așa, după cum a spus și domnul Marcu, candidatul nostru la alegerile locale la primăria municipiului Rădăuți. În urma ședinței pe care am avut-o la biroul permanent județean la Suceava și în urma ședinței care a avut-o domnul Marcu aici la Rădăuți, am hotărât să-l avem pe domnul Marcu ca și candidat la primăria municipiului Rădăuți. Un candidat, zic eu, capabil să facă față la toate provocările care vor veni din partea celorlalți candidați și celorlalți adversari. Domnul Marcu va veni în sprijinul cetățenilor din municipiul Rădăuți cu un program menit să contribuie la ridicarea standardului și imaginii municipiului Rădăuți la un municipiu cu o imagine europeană, un municipiu modern care să contribuie la o aducere a acestui municipiu în rândul municipiilor moderne, după cum v-am spus, europene, cu un standard ridicat și care să răspundă la nevoile cetățenilor și electoratului. După cum v-am spus, programele cu care va veni domnul Marcu la Rădăuți vor viza urbanismul, programe sociale, programe culturale, care sportive. Să vină sportive, care să vină în sprijinul și în satisfacerea cerințelor și nevoilor cetățenilor municipiului Rădăuți. Mai multe, cred că domnul Marcu va putea să vă relateze despre aceste programe și planul cu care va veni în campania electorală. Mulțumesc, domnul președinte. Acum aș dori să mă prezint pentru cetățenii municipiului Rădăuți, în special celor care nu mă cunosc prea bine. Deci mă numesc Marcu Romeo, sunt născut în 1967 în municipiul Rădăuți, sunt rădăuțean jet-beget. Sunt economist de meserie, am o familie, sunt familist înrăit, am o afacere în care vreau să spun că merge destul de bine și mulțumim lui Dumnezeu. M-am hotărât să candidez pentru funcția de primar în municipiul Rădăuți, mai ales că v-am spus că sunt rădăuțean jet-beget, din mai multe considerente. Mișcarea de masă, și aici mă refer, mișcarea sportivă a Rădăuțului a cam rămas pe ultimele planuri. Colaborarea între mediul de afaceri și primărie tot a cam rămas un pic în urmă.
Mai îndată am să vă dezvolt ideile mele respectiv de treaba aceasta. Dar ca să mai punctez ceva pe linie de partid, vreau să vă spun că partidul din care cu mândrie fac parte este un partid de oameni curați. Toți cei care suntem în, să zicem, în punctele cheie a organizației municipale și a organizației județene, suntem oameni de afaceri, oameni necorupți politic, oameni simpli, oameni cu inițiativă și se și vede că atât eu cât și colegii mei din județ suntem oameni care avem din ce trăi. Noi nu venim acum ca să facem un fel de propagandă populistă, că sărim la gâtul primarului, la gâtul administrației publice locale. Suntem niște oameni simpli care vrem să punem umărul, să ajutăm speță Rădăuțul, municipalitatea, să încercăm să dezvoltăm, să dăm locuri de muncă, să dăm un pic de altă culoare, altă nuanță, ceva, un elan tineresc, să încercăm să ridicăm un pic municipalitatea. Aici, în Rădăuț, problemele sunt diverse și știe toată lumea. Sunt unele mai grave, altele mai puțin grave. Și acum, ca să punctez un pic din programul care doresc să-l aduc nou, este, în primul și în primul rând, mediul de afaceri. Din mulți ani încoace au început să se piardă legătura între mediul de afaceri și municipalitate. Și aici mă refer la Consiliul Local. În Consiliul Local sunt oameni care, să mă scuze cei care se vor simți, dar sunt oameni care de ani la rând tot își schimbă scaunul, schimbă fotoliu și tot fac ce fac și tot cad ca pisica în picioare și sunt consilieri, ba din partea unui partid, ba din partea altui partid. Eu cred că este vremea ca acele persoane să-și dea seama că de fapt și de drept n-au făcut nimic și este timpul ca tinerii să pună umărul, să se unească, să ieșim la vot, să votăm niște tineri cu inițiativă care au mai fost plimbați un pic prin străinătate, au văzut alt sistem, au văzut altă mentalitate și doresc ca și Rădăuțul să facă parte din municipiile fruntașe din țară. O primă problemă care mă supără foarte tare este pierderea sportului de masă. Și aici, dacă țineți minte, cu ani în urmă, chiar înainte de Revoluție, Rădăuțul era pe un loc fruntaș în ceea ce privește luptele greco-romane. Avem campioni mondiali, avem campioni olimpici, hocheiul pe gheață și suntem singura echipă din România care făceam hochei pe teren natural. Deci pe patinoar natural, nu pe patinoar artificial. Lotul național era format din echipa de la Rădăuț, Mercurea Ciuc, Galațu, Steaua București, când auzea de hochei de la Rădăuț, parcă nebuneau. Fugeau ca dracu de tămâie, să mă scuzi. Pentru cuvânt. În fine, fotbalul, în permanență ne luptam. Divizia C, divizia B. La ora actuală, nici măcar în divizia C nu suntem prin locuri licodașe. Suntem în divizia D, E, F și este mare păcat. Sunt 20 de ani de la Revoluție în care s-au pierdut talente. S-au pierdut talente adevărate care ori au încercat să activeze în alte echipe din țară și din cauza finanțelor personale n-au putut să-și asigure transportul sau să mai zic eu o cazare la unele echipe din țară. Încetişor, sportul rădăuțean s-a dus la vale. Un picuț mai mișcă tirul cu arcul, dar este păcat să rămânem numai cu tirul cu arcul la nivel național sau mondial. Eu cred că este timpul să ne strângem un pic tineretul, să refacem baza sportivă și aici avem un proiect care am susținere foarte mare de la centru, în care să facem o bază de agrement, o bază sportivă, în care tinerii să vină să-și cheltuiască energia și, de ce nu, banii. Vă dau un exemplu, asta iarnă, am și eu un copil de 14 ani care își dorește să patineze. Iarna aceasta, iarna trecută, a trebuit să fac naveta la Suceava. 500 de mii dus, 500 de mii întors, intrarea, lăsăm banii în Suceava. Banii ăștia îi putem lăsa în Rădăuț. Fondurile structurale care sunt simplu de accesat pot veni în sprijinul nostru și să dezvoltăm un pic baza culturală și sportivă în Rădăuț. Asta ar fi una. Altă problemă ar fi hergelia Rădăuțului. Hergelia Rădăuțului a rămas la nivel național, aparține de Ministerul Agriculturii, se vede prea bine, nu mișcă nimic. O putem aduce înapoi în Rădăuț la municipalitate, cum a fost cândva pe vremuri, o putem băga în circuitul de pariuri, în circuitul sportiv, în circuitul agrement al Rădăuțului, se pot crea noi locuri de muncă. Altă problemă aici, o să spuneți că este o reclamă populistă, dar eu nu cred, eu cred că este foarte realizabil să schimbăm calea ferată, să o aducem undeva în lateral al Rădăuțului și cu ajutorul unui centuri, să o ducem undeva de la dealul Crucii, să o scotem pe la Volovăț, îi dăm intrare în gară ca să nu schimbăm gara și putem degaja calea Cernăuțului, unde, să știți că în momentul în care investiția, care o știe toată lumea, firma Schweikofer sau Jäger, cum e mai bine zis, în momentul când va intra în producție de linii, vă spun că traficul pe calea Cernăuț va fi nu cât subjugat, va fi terminat.
Eu cred că este acum chiar se impune să schimbăm calea ferată. Până acum câteva mandate în urmă, toată lumea își făcea o campanie populistă, spunea schimbăm calea ferată, schimbăm traficul, schimbăm căi de centură. Nu, acum chiar se cere și vă spun că sunt proiecte care le putem realiza foarte ușor, mai ales că suntem în secolul 21, se tipăresc bani, să zicem, bani vin foarte ușor dacă facem un proiect viabil de la comunitatea europeană și se poate realiza un lucru frumos. După aia mai există problema infrastructurii locale care trebuie rezolvată, este vorba și de pază pe timp de noapte, care trebuie rezolvată în Rădăuț, dublarea agenților de pază, reabilitarea centrului, este problema foarte gravă cu parcările în Rădăuț. Domnule, dacă stăm și le adunăm, să știți că sunt foarte multe probleme. Eu nu vin acum să spun că, vai, începând de mâine am ajuns primar și după mâine s-au rezolvat problema în Rădăuț. Dacă nu ne unim noi tineri și nu ne ieșim la vot și să schimbăm un pic sistemul în Rădăuț, orașul va suferi. Poate nu va suferi mult, că nu sunt eu, dar oricum să știți că trebuie să încercăm să realizăm ceva în Rădăuț, dar numai prin uniune. Să ne unim, cum se spune, un fel de guvern de uniune națională. Nu, în Rădăuț trebuie să facem o uniune noi tineretul, în primul rând tineretul și după aia cu ajutorul celor mai în vârstă, care știți prea bine cine are un părinte să și-l cumpere, cu ajutorul bătrânilor și cu ajutorul celor care deja au fost în consiliul local, sunt sigur că ne va ajuta și în continuare, chiar dacă nu vor mai fi consilieri locali, noi vom fi în stare să ridicăm standardul în municipiul Rădăuț. Acum se va ajunge, făcând aceste investiții și încercând să aducem aceste proiecte în Rădăuț, vă spun sigur că se va putea ridica numărul locurilor de muncă în Rădăuț, fiindcă știți prea bine că în Rădăuț o duce o lipsă acută de locuri de muncă. Încercând să aducem proiecte cât mai multe, vom putea asigura mult mai multe locuri de muncă pentru tineret. Că uitați, am și eu o grămadă de prieteni în Rădăuț, vă spuneam că sunt rădăuțean jet-beget, cunosc cap-coadă pe toată lumea. Avem mulți colegi și mulți colegi de-ai mei, chiar de o vârstă, poate mai mici sau poate un picuț mai în vârstă, care sunt asistenți de meserie, sunt profesori de meserie, sunt nu știu mai ce meserii de bază au, care este deficitar în Rădăuț la ora actuală, și-au dat demisia din funcțiile lor, fiindcă au fost prost plătiți. Bine, nu-i primarul de vină, să zicem, în Rădăuț, că nu se plătește bine, dar nici n-au unde să lucreze efectiv tineretul. Și atunci au trebuit să plece în străinătate, lucrează pe 2-3 lei, sunt slugi în străinătate și nu sunt altceva decât bun plătitor ai serviciilor din țara respectivă. Că dacă acolo nu-ți plătești la timp întreținerea curentul, apa, ești scos și nu mai ai unde să stai. Și atunci românul din disperare își plătește întreținerea, chiar dacă rămâne el poate zice încă 102 de euro, nu realizează nimic. Încercând să aducem investițiile astea în Rădăuț, vă spun sigur că se vor crea câteva sute, poate chiar 1000 de locuri de muncă, în care să încercăm să ne aducem înapoi tineretul și forța de muncă să o aducem în Rădăuț, domnule, că nu este normal ca soțul să lucreze în străinătate și soția să stea acasă cu copiii sau invers. Foarte multe familii le-am văzut distruse din cauza asta. Și mă doare inima, fiindcă nu s-a sculat nimeni să încerce să unească toate, hai să nu zicem partide, dar toate organizațiile din Rădăuț. S-a mai pornit prin o problemă care, într-un fel, mă doare. Nu am nimic nici cu, să zicem, Partida Romilor, nu am nimic nici cu celelalte organizații creștine din Rădăuț. Din contră, eu doresc și chiar pe această cale fac un apel, dacă celelalte organizații creștine, Partida Romilor, au oameni de valoare care vor să se înscrie într-un program viabil pentru tineret, să vină alături de noi, de Partidul Noua Generație Creștini și Democrate, și să punem umărul, să încercăm să ne unim și să ridicăm un picuț standardul din Rădăuț. Ele probleme mai sunt foarte multe în Rădăuț. Dar vă dați seama că nu suntem încă în campanie electorală și nu pot să vă expun toate problemele care noi încercăm să le rezolvăm. Începând de săptămâna viitoare, o să aveți o invitație permanentă, vom face conferințe de presă săptămânală în care am să vă prezint cu deosebită plăcere candidații noștri la funcțiile de consilieri. Și veți avea mape, în momentul când vom intra în campanie oficială, veți primi presa câte o mapă pentru a vedea exact scris negru pe alb ce proiectele avem noi pentru campania pentru momentul în care vom prinde ori funcția de primar, ori funcție de consilier. Eu avem o echipă tânără, aici care aș vrea să punctez, să știți că colegii mei care deja și-au depus cereri pentru a face parte din Consiliul Local, prin partidul nostru, sunt toți tineri și aici am făcut o selecție foarte drastică, sunt tineri necorupți moral, necorupți politic, necorupți economic.
Ceea ce vă spun dă o greutate foarte mare organizației Partidului Noua Generație din Rădăuți, dă o greutate morală enormă. La timpul respectiv veți face cunoștință și dumneavoastră, presa cu ei, vă voi prezenta săptămânal câte un candidat, maximul 2, ca în preajma alegerilor o să facem iar un material, o ședință de lucru deschisă, în care dumneavoastră presa o să fiți invitați și o să puteți să puneți întrebări atât consilierilor cât și candidatului de primar. Vreau să vă spun că sunt mândru că am fost propus atât de biroul județean cât și de biroul municipal pentru această candidatură. Cred și sunt sigur că voi face față cu succes acestei campanii. De pe acum vă spun că Partidul Noua Generație nu acceptă și nu gândește să facem o campanie agresivă. Nu ne vom certa, nu vom răspunde acuzațiilor. Știți prea bine că vor fi acuzații chiar fondate sau chiar nefondate. Noi nu vom răspunde și nu vom ataca pe nimeni. Vom face o campanie constructivă, vom face o campanie politicoasă, așa cum se cere în Rădăuț, în Rădăuț care este de fapt leagănul Bucovinei. Bucovinenii sunt oameni mândri, sunt oameni curați, sunt oameni deștepți, oameni dârji și, în primul rând, gospodari adevărați. De aceea fac și eu, încă o dată, repet, poate nu-i frumos să repet, dar mă mândresc că fac parte din asemenea categorie de oameni. Dacă dumneavoastră aveți ceva întrebări... Vă considerați o persoană populară în Rădăuț? Am spus și la început, sunt rădăuțean jet-beget, am lucrat cu tineretul încă din anii 89, am fost primul tânăr din Rădăuț care am format baza de turism și de tineret pentru Rădăuț, la vremea respectivă eram directorul bazei culturale sportive a BTT-ului în Rădăuț, am lucrat foarte mult cu tinerii, în permanență am încercat ca tinerii să aibă un comportament cât se poate de civilizat, să-și poată reprezenta familia la locul respectiv, la locul de muncă al dumnealor. Dar știți prea bine, întotdeauna mai sunt și succese și insuccese. Eu mă consider că n-am avut insuccese pe linia aceasta care am fost pornit-o din anii 89-90. Tineretul în ziua de azi, ca să mai fac o legătură cu campania care vreau să o desfășor ca viitor primar, tineretul în ziua de azi, rădăuțean mă refer, nu are un loc de distracție adevărat, nu are un loc unde se poate întâlni. Baza sportivă, repet, iarăși, e distrusă, un par de distracții nu există, restaurante și restaurante în Rădăuț. Cred că suntem orașul cu restaurante cele mai multe din județ, dacă nu chiar din țară, pe număr de locuitori. Eu vă spun sincer că îmi doresc ca să nu se mai ajungă în faza în care, și aici mă refer la tineretul muncitor care muncește în diferite întreprinderi, el ce face? La ora 3:30-4 pleacă de la servici, intră într-un restaurant, bea o bere, se întâlnește cu un alt prieten, hai la alt restaurant, hai la alt restaurant, ajunge seara la 8-9 fără bani în buzunar și ori bătut, ori, hai să nu zicem bătut, poate prea mult, dar cu probleme. Deci nu mi se pare normal ca un tânăr din ziua de azi să nu aibă o popicărie, să nu aibă un bazin de noți, să nu aibă un patinoar, să nu aibă un teren de handbal, un teren de nu știu ce, o pistă de kart, un cinematograf modern, asta chiar lipsește în Rădăuț și aici aș vrea să punctez. Nu mi se pare normal ca noi în ziua de azi, în secolul 21, un municipiu de valoarea noastră și de mărimea noastră și de greutatea economică a acestui municipiu, să nu aibă un cinematograf modern, unde să se facă și la noi o lansare de film cu un regizor, cu un actor, cu cine doriți dumneavoastră, să facă o prezentare de carte la nivel național. Totdeauna la noi, tot am ajuns că aici la noi se agață harta în cui. Eu vreau să pornesc altfel de sistem în Rădăuț, ca în momentul în care, să zicem, stimații noștri de la București, parlamentari sau ce sunt ei, când vin în Rădăuț să spună, bă, hai să nu mergem la cei de acolo din provincie. Să zică, bă, hai să mergem și la Rădăuț, că poate putem negocia ceva, nu să mergem pe ton de dictare. Deci trebuie să știi odată pentru totdeauna că leagănul Bucovinei și mai ales municipalitatea Rădăuț este o forță și trebuie să devină o forță, atât economic cât și politic. Câte voturi sperați că veți obține în Consiliul Local? Aici, ca să nu spuneți că amplificăm noi prea tare, noi ne-am mulțumit dacă am prinde undeva între 3 și 5 consilieri locali. Am fi foarte mulțumiți, ținând cont că suntem la prima campanie locală a partidului.
Ne-am mulțumit foarte tare să prindem, să zicem, hai să nu zicem 5, dar un 3 consilieri, dacă prindem local, vă spunem că ar fi foarte frumos, zicem, nu, chiar și mai mult. Ce mesaj aveți pentru contracandidați? Pentru contracandidați, un mesaj foarte simplu. Fraților, gândiți-vă că am venit eu. Mai aveți timp să vă retrageți din campanie. Pe strada Ștefan cel Mare se execută lucrări de reparație și înlocuire a pavajului. Vă aflați întâmplător sau ați venit să verificați calitatea lucrărilor? Deci nu pot să spun că mă aflu întâmplător. Am venit expres fiecare zi, controlez punctele de lucru, modul în care se desfășoară aceste lucrări de primăvară. Acum ne aflăm pe strada Ștefan cel Mare, unde o echipă de muncitori lucrează la pavajul trotuarului. O altă echipă lucrează la spital, la parcarea de la spital. O altă echipă lucrează pe calea Cernăuț. O altă echipă de la serviciu comunal lucrează pe la canalizări și apă pe Mihai Pitei. Deci nu întâmplător, dimpotrivă, ne-am propus odată cu aprobarea Consiliului Local și cu prioritățile pentru această primăvară să facem lucrări de calitate, să urmărim modul în care acestea se realizează. Astfel că mă aflu aici să văd modul în care lucrează oamenii și împreună cu Direcția de Urbanism controlăm și celelalte lucrări. Aș vrea să vă spun că dacă această stradă, acest trotuar va începe deja, am lăsat un pic pentru Biserica Catolică, unde avem Sfânta Sărbătoare a Paștelui acum duminică, deci am întrerupt porțiunea acolo și continuăm acest trotuar până la cale ferată dinspre marginea. Dar șoferilor nu le-ați putea da o veste bună? Șoferilor le pot da o veste bună, în sensul că vom repara toate... Vom plomba toate gropile prin orașul nostru, iar de miercuri viitoare începem asfaltul masiv pe străzile cuprinse între strada Simeon Bărnuțu și Dogarilor, Gheorghe Lazar și să zic, Volovățului, iar mai departe pe strada Vasile Bumbac, Izvoarelor și Grădinelor. Societatea care a câștigat licitația, respectiv drumurile județene Suceava, va face asfaltări masiv. Mă întreabă multă lume de ce nu s-a făcut până acum. Noi în fiecare an am făcut lucrările care au fost prinse în proiectul bugetului local, în programul de lucrări. Anul acesta avem mult mai multe, pentru că și bani avem mai mulți, știindu-se faptul că am făcut un împrumut pentru ca să putem să rezolvăm toate problemele orașului cât mai rapid. Vreau ca până la Sfintele Sărbători de Paște Ortodoxe orașul să arate foarte bine, orașul să pregătim pentru sărbătoare și populația să simtă că aici se lucrează și nu se face altfel de interviuri populiste care n-au niciun rost la ora actuală. Veți asfalta aleea Primăverii? Mă întreabă câțiva telespectatori. Aleea Primăverii intră în lucruri de săptămâna viitoare, acolo este o altă societate care va lucra după acel program utilități și mediu, respectiv după energoconstrucția de reabilitare și vom asfalta total acea suprafață pe două fire în Aleea Primăverilor. Pentru tot ce înseamnă programul utilități și mediu, am înțeles că banii există pentru asfaltare și sunt prinși în acest program. Tocmai de aia am curajul să spun că vom lucra și pe Aleea Primăverii, pentru că sunt bani și trebuie numai să pornim lucru. Mai mult decât atât, până la Sfintele Sărbători de Paști, vreau să anunț populația din municipiul nostru că vom face parcul central de la statui, deci în fața Cămilului numărul 3, cu borduri frumoase. Avem o societate nouă care va lucra acolo, iluminatul public în acest parc, iar până pe 7 aprilie, societatea Jäger va pune acolo cele mai frumoase jocuri pentru copii.
vreau să vă informez că am convocat această conferință de presă pentru a aduce unei clarificări privind activitatea Lăsăcii Servicii Comunale, că după cum vedeți, nu a început campania electorală și subiect de discuții este servicii comunale și vă promit că în momentul când, indiferent oricare candidat, va lansa în mod populist sau poate real niște probleme privind activitatea Lăsăcii Comunale, voi da replică. Nu se va întâmpla cum s-a întâmplat în anul 2004. Și să începem la, am văzut o emisiune de știri pe la Mihai Viteazul 1, am mai văzut o lansare a lui domnul deputat Olăreanu la Casa de Cultură, în care tot a fost ca obiect un punct 4 sau cât era acolo serviciile prestate în servicii comunale și vreau să le iau pe rând. Deci, în primul rând, am înțeles că s-au afirmat că nu degeaba s-au făcut reclamații la adresa lui servicii comunale prin cabinetul domnului deputat. Vreau să vă spun că, și dacă există ceva greșit, să mi se aduc argumente. Deci toate reclamațiile care au fost făcute de domnul deputat nu au avut aviz favorabil de organele abilitate. Deci la niciuna nu au fost găsiți cu defecte. Deci sunt pe site-ul domnul deputat toate reclamațiile și toate răspunsurile și vreau să vă spun că nu au avut secție servicii comunale, nu au fost găsiți cu probleme la capitolul acesta. Următoarea problemă, am înțeles că la Casa de Cultură așa au fost lansat campania ca și candidat domnul deputat, în care au fost actuali primari din județul Suceava și probabil că viitori primari din județul Suceava și în care s-au propus în mod populist la populația municipiului Rădăuț că un primar poate reduce costul lucrătorilor la utilități. Și mă întreb eu de ce primarii respectivi care au fost pe scenă, care sunt în funcțiune, n-au putut face aceste reduceri, pentru că bază legală nu prea au. Și din potrivă vin cu niște elemente concrete în care sunt prețuri mai mari la utilități decât la municipiul Rădăuț. Și vreau să vă spun că în Suceava vorbesc prețuri fără TVA, Suceava are 1,71 la apă, noi avem 1,48. Fălticeniu are 2,19, Rădăuțul are 1,48. Siretu, deci vorbesc de cei care erau pe scenă acolo, primarii, care probabil că au avut posibilitatea în mandatele lor, dacă este bază legală, să reducă prețurile. 2,40, Rădăuțul 1,48. Deci vă lăs pe dumneavoastră să faceți procentele, să calculați cam care e diferența între Rădăuț și celelalte trei orașe. Prețurile care când cresc la utilități nu cresc datorită faptului că servicii comunale ar dori așa ceva, cresc datorită unor influențe care nu sunt dependente de servicii comunale. Aici este vorba de combustibil, este vorba de curent electric. Deci în combustibil intră gazul, curent electric, este vorba o parte, dar asta influență e foarte mică, mărirea salariului minim pe economie, dar asta influență foarte mică, și celelalte materiale care le folosim noi ca componente în prețul de cost. Dar revin la precizarea că Rădăuțul are printre cele mai mici prețuri. Următoarea problemă care vreau să o pun și am înțeles că a fost iarăși din nou repusă pe rol este facturarea apei reci ca apă caldă, adică cumva că noi dublăm cantitatea de apă reci la facturarea apei calde menajerii. Și aici vreau să mă, din punct de vedere tehnic, vreau să fac următoarele precizări. Deci apa caldă are două componente, energia termică pentru prepararea apei calde și apa rece folosită la prepararea apei calde. Aceste două componente, după cum vedeți pe listele de plată, uitați că am luat și niște liste și dacă o să... Am lista chiar de la Mihai Viteazul 1, unde s-a făcut reportajul respectiv. Deci, la poziția energiei termică încălzirii, se plătește energie termică pentru prepararea apei calde, iar apa
rece folosită se cumulează la cantitatea de apă rece raportată pe metru cub de locatar. Deci astea două componente nu se dublează nicăieri. Apa, energie termică este energie termică, apa este apă. Dacă greșesc, uitați că am și consilierul juridic și două persoane care se ocupă cu factorarea la SC Servicii Comunale și dacă greșesc, dumneavoastră mă pot complica. Eu zic că e destul de clar. Deci nu facturăm apă de două ori. În privința distribuției, iarăși din nou a fost repusă pe rol această problemă, distribuții de apă rece și apă caldă. Deci am lista aici și vă pun la dispoziție că s-au afirmat, nu știu de cine, că la Mihai Viteazul 1 s-a făcut redistribuire la apă rece și nu este aparat de măsură pe apă rece. Într-adevăr, la Mihai Viteazul 1 n-a făcut căminul, se urmează să montez aparat de măsură și nu este apă, dar vă informez că nici nu este redistribuire. La scările de bloc unde nu este montat aparat de măsură, se ia în considerare consumurile raportate pe apometri de apartament, la nivel de apartament de locatar, plus ceea ce există în paușal, conform regulamentului aprobat. Deci nu facturăm în plus. Da, dar probabil la ei, deci ei au apometru de apă caldă. În luna februarie nu au avut distribuție, o fi avut într-o lună. Deci, așa cum am spus, apă caldă, având două componente, apă rece, apă caldă, în cazul în care au avut distribuție pe apă caldă, normal că automat a apărut și componenta de distribuție apă rece, din apă caldă, dar nu de pe apometru de apă rece. Deci la asta am tot fi referit, deci într-o neînțelegere. Pentru, ca să fie foarte clar pentru toată lumea, la ora actuală, deci indiferent că SC Servicii Comunale că îi convine sau nu îi convine, sau la locatarul respectiv că îi convine sau nu îi convine, totul merge spre contorizare și noi nu facturăm nimic în plus, în afară de ceea ce se înregistrează la nivel de branșament, conform Ordonanță 73, Ordonanță 32 și regulamentelor aprobate. Deci noi nu facturăm mai mult niciun metru cub în plus de față de ceea ce avem noi consumul înregistrat. Există scări de blocuri în care se închid cu consumul, există scări de blocuri în care noi în fiecare lună facem regularizare din cauza că, nu știu, cauze obiective, subiective, nu știu din ce cauze. Unii locatari nu au dus indexul o lună de zile. Avem cazuri în care avem facturi cu roșu, în roșu, le dăm bani, nu le dăm bani practic înapoi. Le scadem, distornăm sumele, avem facturi cu distribuții, avem facturi kit pe kit. Și avem, deci noi vă punem la dispoziție, am avut și niște liste de plată, că noi vrem să avem transparență totală, ca să nu fie discuții, am pus pe listele de plată care sunt afișate la blocuri, inclusiv consumurile raportate de fiecare locatar în parte, pe fiecare scară în parte. Deci nu are cum să fie un consum echivalent la fel de la scară la scară. La ora actuală, deci fiecare scară este contorizată. Separat și în funcție de ce, cum sunt oamenii gospodari la nivel de scară și cum se organizează și cât consumuri dau, aceia plătesc. Pierderile care sunt trece servicii comunale trebuie să le suporte servicii comunale, dacă are pierderi, unii are. Dacă nu are, nu are ce suporta, dar pe apă rece avem destul de pierderi. Deci redistribuirea care nu se închide cu consumul, se face conform regulamentului aprobat de Consiliul Local în funcție de numărul de persoane existente la scara respectivă. Și regularizarea tot se face, tot în funcție de la consumul, tot așa. Am mai fost servicii comunale, a fost pusă problema unui centru de calcul, că nu există la Rădău să se duc la Botoșani, unui centru de calcul privind calculul energiei termice și pe repartitoare de costuri. La problem capitolul repartitoare de costuri, SC Servicii Comunale nu este implicat în domeniul acesta, deci nu are voie, conform legii, să fie implicat în domeniul acesta, deci repartitoarele de costuri sunt montate la cererea expresă a locatarilor de pe scara respectivă, locatarii au contract cu firma care le-a montat și pentru citire și pentru montaj și pentru treținere. Noi nu primim decât de la firma respectivă consumurile repartizate pe apartamentele respective.
Deci nu se pune problema existenței unui centru de calcul sau nu știu. Deci servicii comunale nu are voie și nu se implică în repartizarea consumului de energie termică pe bază de repartitoare. Nici nu are voie, bază legală pentru treaba asta. Și noi, locatarii, deci locatarii au contract, în baza contractului, firma respectivă, pot să fie și alte firme, nu neapărat aia la Botoșani. Deci locatarii, cu cine doresc dumnealor, cu aia spun repartitoare. Nu este problema în servicii comunale și nici servicii comunale nici nu au îngrădit nicio firmă care să le monteze repartitoare. Singura problemă este că ei trebuie să fie pe site-ul ANLZC-ului ca să fie firma autorizată ca să monteze repartitoare. Referitor la instalațiile din interiorul imobililor, aici mă refer la instalații din subsoluri, că am înțeles că blocurile care au fost vândute prin 92, 93, 94, 95 trebuia vândute cu instalații în stare perfectă de funcționare și tot absolut. Deci eu vreau să vă informez că de când sunt director n-am vândut niciun apartament și n-am avut spațiu locativ. Despre problema asta că blocurile trebuiau vândute cu instalațiile perfecte la nivel de subsol și tot absolut, vreau să vă spun că ei s-au vândut în baza legală care era la aceea dată. Și la, în baza cererii făcute de chiriaș. Era legii care se... Nu scria legii că trebuie să le... Deci fiecare locatar, de câte am verificat în dosarele care sunt din vânzare-cumpărare, au fost cereri pe proprie răspundere, conform legii, și fiecare au făcut cereri de cumpărare apartamentului. L-au cumpărat la prețurile care sunt și la starea care a fost acel moment. Deci după atâți ani de zile văd că se aruncă tot pe servicii comunale, că servicii comunale trebuia să vândă apartamentele cu instalații interioare care trebuia să fie în perfectă stare. Noi avem un dispecerat, facem lucrări de reparație la subsoluri pe bază numai de notă de comandă. Pentru că nu putem să impunem noi la un locatar să-și facă reparații în instalații care le aparțin. Ei când s-au cumpărat apartamente, s-au cumpărat cu altă parte în deviză. Conform legii 114 și legea proprietară de apartamente și mai este și legea asociațiilor de proprietari și am să revin și la asociații de proprietari, scrie acolo foarte clar care sunt atribuțiunile operatorului și care sunt atribuțiunile proprietarului. Deci noi nu avem în administrare decât până la branșament sau cum am montat noi în subzon, până la aparatul de măsură. Până la aparatul de măsură este în administrarea serviciilor comunale, după aparatul de măsură este în administrarea locatarului. Și fiecare cum se administrează și se cumpărătorește, așa are. Deci noi facem reparații numai pe bază de notă de comandă, asta înseamnă un tabel semnat de fiecare locatar cu cod numeric personal și jos se precizează cine verifică și face recepția la lucrare. În baza acestor hârtii, noi facem reparații la subsoluri, locatarul care este trecut reprezentant a scării confirmă lucrarea executată, cantitățile de materiale s-au băgat și tot absolut și după ce se confirmă, noi o punem la plată la centrul de încasare. Avem și un telefon de dispecerat care este, l-am pus noi ca să nu fie probleme la nivel de municipiu în caz de avarii, avem dispecerat o persoană care este non-stop cu telefon mobil și sâmbătă și duminica pentru intervenții. La vreo afișat și la dispecerat și tot absolut. Așa că să nu se mai arunce problema pe servicii comunale că sunt subsoluri inundate. Subsoluri inundate sunt și vor fi, noi le reparăm, dar pe bază de notă de comandă, pentru că altă bază nu avem așa. Și din proprie inițiativă noi nu putem și nici nu voi face acest lucru, din cauza că eu nu pot să forțez un locatar care nu dorește să-și repare în apartament sau în subsol, că nu avem nicio bază legală și nu putem să impunem noi servicii comunale ca să-și montez, să-și repare subsolurile. Deci am mai fost, după cum știți, tot acuzat în servicii comunale, domnul deputat Olăreanu și domnul doctor Radu, emisiune, niște emisiuni în toamnă, că în primăvară se vor lua cu lopata toate pavele ce au fost puse de servicii comunale și acum, nu știu, eu am verificat în primăvară că deja s-au încălzit timp afară și nu prea am văzut și eu un pavaj ca să-l iau cu lopata. Poate mi-arată dumnealor. Deci ceea ce au afirmat dumnealor se vede că nu se confirmă și vreau să spun că am văzut săptămâna asta pe domnul președinte Băsescu vorbea de niște tonomate
Îmi face impresia că asemenea tonomatii sunt și pe la Rădăuț, pentru că nu e posibil ca o persoană să umbli tot timpul cu o cameră de filmat după ei. Filmele, vă, că nu mă filmează nimeni. Și am pretenții că îmblu pe străzi, prin oraș, mai mult decât îmblă alte persoane și mă cunoaște foarte multă lume și nu vă filmează nimeni. Cred că domnul președinte și la Rădăuț are dreptate și dau dreptate. Probabil că dumnealui nu știe, dar sunt tonomati și la Rădăuț. Nu e posibil ca un patron de post de radio și de televiziune să umbli cu camera de la vedere. Ba pe la Mihai Viteazul Ușpi, ba pe în piață, ba pe... Știi cu unde este? Apare și dumnealui la emisiuni de știri. Eu zic că nu e corect treaba asta, dar în fine. Sunt și lucruri bune făcute în municipiul Rădăuț, nu mai rele. Și părerea mea este că ar fi trebuit să prezinte de presă și unele lucruri bune, nu de făcute numai de servicii comunale. Sunt și lucruri bune care nu sunt prezentate pentru opinia publică care sunt în Rădăuț, domnule. Uitați, domnule, s-au făcut și, nu știu, și un lucru bun, care, văd că nu se prezintă așa ceva. Pe unele posturi, pe unele probabil se prezintă, nu știu. Deci, nu se spală banii pe montatul pavelilor. Spălare de bani nu știu cum se face pe montatul pavelilor pe trotuare, că nu văd eu cum se facă, pentru că la primărie, la municipiul Rădăuț, a fost o licitație, un coai de sarcini și licitație. Și acum să vă prezint, pentru că unele licitații le-au câștigat servicii comunale, deci nu merg servicii comunale câștigători, noi suntem, mergem în economie de piață. Și o fost licitație. Și vreau să vă spun așa, conform caietului de sarcini, avem un contract și nu servicii comunale, deci nu au avut prin atribuțiune direct niște lucrări și nici nu are. Și uitați că vă prezint niște... cum a fost, concurența a fost foarte mare. Deci lucrări de pavaj, deci trotuare pe pavaj, la ora, la când au fost licitații, au fost 10 firme înscrise la licitații și vă spun și de unii. Uitați, o firmă din București, Suceava, Verești. Noi, servicii comunale, am fost la Rădăuț, o firmă de la Marginea. Deci la pavaj vorbesc. 10 societăți, dacă doriți, vă le dau, uitați aici, dacă nu, dacă doriți. La îmbrăcămiți asfalt și au fost două societăți la licitație pentru trotuare, vorbesc. La reprofilare mecanică, de exemplu, noi am pierdut societatea servicii comunale, Balastarea au pierdut-o, pentru că am pierdut-o. Nu trebuie, înseamnă că trebuie să... Deci la Balastare au fost 7 societăți concurente pentru Balastare și am pierdut Balastarea. Lucrări pregătitoare pentru drumuri, astea montat, borduri și toate astea, 6 societăți, au fost lucrări de Balastare, v-am spus, și reprofilare mecanică. Au fost 7 societăți în care... Asta e situația, deci este economie de piață, să nu se gândească cineva că la societăți servicii comunale să atribui direct niște lucrări și să fac spălări de bani. Nu știu, în primul rând, pentru o societate cum suntem noi, nu știu prea văd cum se fac spălări de bani, dar... Eu văd că domnul deputat este foarte activ. În ultimele zile e foarte activ. Am văzut pe Realitatea TV că ține și locul la un coleg de parlament, deci votează la două mâini. Într-adevăr, este un lucru bun că e activ. Și stimulează și pe noi ca să facem treabă, să fim și prin așa, mai ne perfecționăm și noi, ne mai avem și noi lacuni în... Nu se poate să fim, totul să fie perfect la noi, asta e ceva imposibil, dar nici să se arunce cu noroi, deci nu voi mai permite. În momentul când voi fi, indiferent că buni sau rele, voi da replica. Nu se va mai întâmpla ce a fost în 2004, deci scurt și obiect. Voi da replica, dacă nu eu, salariați la servicii comunale, vom da replica și aici sunt niște salariați, avem 250 de salariați care muncesc, care avem și buni și răi și nu știu dacă... cuiva i-ar conveni să fie tot timpul jigniți. Tu văd că în program electoral e servicii comunale. Acum 4 ani era drumul de centură, o fabrică de preparat lapte,
și servicii comunale. Fabrica probabil că e făcută, că n-am văzut-o pe ofertă electorală. Acum, cu ampi birou, probabil că fabrica e de pitol, că e făcută. Eu nu sunt implicat politic, ca să fie foarte clar, dar nu voi permite ca eu aici am muncit, am preluat societatea în stare de faliment și știți care sunteți mai vechi, știți cum am preluat-o. Timp de 2 ani am căutat și căutăm în continuare să ridicăm standardul la nivel de utilități. Nu suntem perfecți, avem și noi necazurile noastre și avem și datorită unor factori, poate și cu salariații noștri, avem probleme și tot absolut. Căutăm să îndreptăm lucrurile la orice reclamații, să fim cu prompți și tot absolut. Dar de la a spune în mod populist că reduci prețurile fără niciun argument, că nu știu ce trebuia să facă servicii comunale, să repare niște subsoluri, că asta e treabă, să vorbărească casa scărilor și tot absolut, nu, sunt de acord și să știți că voi da replica ca atare la momentul respectiv. Stimați telespectatori, Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi a ajuns la rubrica Invitați în studio. Se află în studioul televiziunii Rădăuț, președintele PNCCD Rădăuț, domnul Dorin Bataman. Bine ați venit la emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean. Și candidatul din partea PNCCD, domnul Mircea Ilimescu. Bine ați venit. Bine v-am găsit, vă mulțumesc. Spre deosebire de alți candidați care s-au mai perindat prin studioul nostru, domniile lor au venit și cu un banner frumos, cu simbolul ochiului, unul dintre simbolurile istorice, aș spune, pentru că sunt tot mai puține partide istorice pe eșichierul politic. Se pare, din păcate, că da. Sau nu există dorință pentru tradiție, sau modernismul își pune prea mult amprenta asupra politicii. Nu cred că există o voință de a scoate de pe scena politică partide istorice. Da. Apropo de scoatere din scenă, câți membri mai are PNCCD-ul la Rădăuț? După ultimele reconfigurări, puțini, față de câți am fost. 60-70. Puțini membri, dar totuși... Față de aveam de 300 acum 10 ani. Dar cu membri puțini aveți totuși dorința de a ocupa un loc în Consiliu și de ce nu fotoliul de primar? Bineînțeles, este rostul de a face politica. Interesant este că după două legislaturi în afara Parlamentului, după o legislatură în afara Consiliului, încă există. Care partid ar mai exista în astfel de condiții? S-ar împrăștea în 70. Se discută de fuziune cu liberalii, de... Nu, de alianță. Alianță? Alianță. AP-ul e vorba de fuziune. Ați vorbit și la Rădăuț de asemenea alianță? A fost la un moment dat în discuție. Și au rămas doar discuții de vreme, da, ce aveți un candidat propriu. Da. Oricum, același candidat ar fi fost. Asta trebuie detailat puțin, așa, pentru interesul public asupra problemei. Chiar asta vreau mai multe negocieri. Să vă rog să vă prezentați, domnule Ilimescu. Pentru cei care nu vă cunosc, cine este Mircea Ilimescu? Am 52 de ani, trăiesc în Rădăuț de foarte multă vreme, am făcut școală la Rădăuț, liceu, sunt inginer, am lucrat la IRE, la fosta unitate agroindustrială Suceava, ferma partidului Gălănești, cum se numea pe timpuri, unde am ajuns și în funcție de conducere. 4 ani am fost chiar director acolo și din 1994 trăiesc într-o afacere proprie în oraș aici. E o afacere prosperă? Ați putea să spuneți că sunteți un om bogat din clasa medie? Pentru că, în general, cetățeanul spune... Dacă nu e bogat, a venit să fure. Dacă e bogat, vrea mai mult. În general nu mi-am pus problema așa la o stratificare socială unde m-aș situa, unde m-aș poziționa. Dar faptul că am reușit să-mi rezolv toate problemele din viață în perioada asta, care nu au fost ușoare, mi-am făcut casă, am avut copii de purtat la școală, cheltuieli legate în general de... firescu vieții, nu pot să spun ceva de zi, dar am făcut față acestor lucruri, zic că afacerea mea a fost. Am sentimentul că dacă aș fi rămas chiar director, nu mă împlineam atât. Acum, de bogat, nu mă consider bogat, nici nu-mi lipsește nimic. Eu am un sentiment acut, așa, al ascendenților și știind
cum s-a trăit, cum au trăit și în general cum s-a trăit aici la noi și în altă parte, la români în general, sunt mulțumit și chiar mulțumesc Dumnezeu pentru... Ce studii aveți, domnul Irimescu? Am făcut facultatea de electrotehnică, secția electroenergetică la Institutul Politehnic din Iași. Am terminat în 1981. Și eu am avut o pasiune deosebită în domeniul umanist. N-am părăsit niciodată, de fapt, preocuparea aceasta încă de elev. De asta v-am întrebat, pentru că pe undeva parcă nu cadrează electronica, electrotehnica cu Academia Centrul de Studii de la Rădăuți, Centrul de Studii Bucovina a Rădăuțului. V-am văzut deseori la lucrările de vară a Academiei, sunteți implicat în această Academie de la Rădăuți, în tot ce înseamnă litere, anuarul Bucovina și așa mai departe. Și revistă. Și revista. Da, am avut o relație specială cu fostul meu diriginte de la liceu, cu profesorul Vasile Preco. Și în tot în toți anii de după ce am terminat facultatea și m-am întors în Rădăuți, au fost apropiați și discutam fel de fel de lucruri în legătură cu societatea. Erau anii 80, problemele care se creau în societatea românească, încercarea de a desluși o cale de ieșire, mă rog, mai multe lucruri. Pe noi ce ne interesa, să putem readuce în circuitul public problema Bucovinei. Și am avut acțiuni chiar înainte de 1989, celebru centenar Eminescu de la Gălănești, care a fost ceva deosebit, cu un volum, cu trei zile, cu tot ce a fost suflare bucovineană prezent acolo. Și de acolo s-a pornit o acțiune care a condus, după 1989, la reînființarea celei mai glorioase, să zic așa, societăți și eficiente, după părerea mea, societăți culturale din istoria Bucovinei, Societatea pentru Cultura și Literatura Română Bucovina, care funcționează și acum la Rădăuți și în care am activat tot timpul, am fost președinte toată perioada asta și din această societate s-au născut pe urmă toate. Toate publicațiile culturale... Inclusiv pasiunea politică pentru politică, nu, tot de acolo va veni? Nu, nu. Pasiunea politică a venit în anii premergători alegerilor din 1996, când acel val al intelectualilor, în special bucureșteni, care se grupaseră și în Alianța Civică și așa mai departe, s-au înscris în partide politice, încercând să determine, într-adevăr, o schimbare, o reformă în viața politică românească, lucru care s-a produs, de altfel, în 1996 cu alegerile. Eu am intrat înainte, am considerat că s-a făcut pe... S-a împlinit scopul pentru care am intrat, respectiv câștigarea alegerilor de Convenția Democratică în 1996 și m-am retras, adică nu am activat niciodată politic. Deci nu am activat politic. Ce v-a determinat acum, în acest an, să vă înscrieți în cursa pentru fotoliul de primar? Eu am fost invitat să candidez la primărie începând din 1992, în fiecare, de fiecare dată, înainte de alegeri, mi s-au propus de mai multe partide. Mi s-a propus să intru în fel de fel de partide, dar am rămas deoparte până, așa cum spuneam, până am intrat în PNCCD și după aia am considerat că mi-este suficient să fiu membru PNCCD, nu trebuie să mai fac mai multă activitate. În acest an s-a repetat istoria și s-a pus din nou problema unei candidaturi și de data aceasta eu am spus, plecând de la realitatea de astăzi a Rădăuțului, pe care sper să avem posibilitatea să o discutăm nițel, că este potrivit de a crea în Rădăuți un pol alternativ la cei doi poli care se confruntă și acum și domină, să zicem, viața politică locală aici și cu ocazia acestor alegeri. Și ca atare am spus, dacă faceți acest pol, eu voi accepta. Vioara întâi în polul respectiv urma să fie Partidul Național Liberal și s-ar fi căutat și asociații civice să intre acolo. Se dorea să fie cât mai larg. Adică ați avut discuții cu liberalii, ca dumneavoastră țărănist, să fiți candidatul acestei alianțe. Eu accept candidatura în numele acelei alianțe, spunând eu la vremea respectivă că numai așa, deci nici măcar la țărăniști n-aș fi candidat.
S-au prelungit discuțiile astea aproape 4 săptămâni. Ultimele 2 săptămâni, cei de la liberali au spus că ei nu pot accepta o astfel de chestiune, că s-ar interpreta că ar fi o slăbiciune din partea partidului, mă rog, interese interne ale lor, și au cerut să mă înscriu în partid și cu ocazia asta să candidez la PNL. Și atunci am tot ezitat, am ezitat, a fost un moment, chiar în momentul final în care aș fi acceptat chestiunea aceasta. Ei, iată că nu s-a întâmplat, Partidul Național Liberal și-a numit propriul lui candidat. Da. Și atunci, în situația asta, după cele 4 săptămâni din frământări, în care am aflat lucruri foarte multe, am văzut lucruri foarte multe, am trăit o experiență deosebită, am zis, în împrejurările de atunci, merg cu Partidul Național Țărănești și asta. Pe toți ceilalți care au fost până acum aici în studio și au spus că doresc să ocupe fotoliul de primar, dar nu au fost din partea PSD-ului sau PDL-ului. I-am întrebat dacă sunt oportuniști și vor să profite de faptul că atunci când doi se ceartă, al treilea câștigă. Ce ați răspunde dumneavoastră? Eu mă străduiesc și mi-am propus de la început să am o abordare pragmatică a acestor alegeri. Să fiu cât mai realist posibil, să realist și în evaluare și în poziție. În acest scop pot să vă spun că acum, în situația creată ca, să zicem, candidat al Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, mi-am propus în primul și în primul rând să contribui prin asta, această candidatură, să contribui la o îmbunătățire a ofertei politice făcute alegătorului rădăuțean. Să aibă alegătorul rădăuțean o varietate de oameni, de candidați. O ofertă mai mare. Da. Deci, și cred că n-a mai spus nimeni așa ceva. Da. A fost scop primordial. Alt scop care, prin acest lucru, să putem provoca o dezbatere la nivelul, să zicem, ideal ar fi chiar la nivelul întregii societăți locale interesate. Dar măcar, hai să zicem, lumea interesată, oamenii, elita locală, în legătură cu problemele administrației locale, pentru că sunt, într-adevăr, probleme foarte multe care scapă. Deci nu se discută. I-ați anticipat următoarea întrebare deja. Este depunerea candidaturii dumneavoastră rolul unei nemulțumiri vis-a-vis de administrația locală sau a lucrurilor mersului, bunului mers al lucrurilor în oraș? Lucrurile au evoluat într-un fel. Eu sunt la o anumită vârstă. Am zis că dacă acum ar fi momentul pentru mine să mă manifest. Eu, în general, plec de la valorile astea europene. Și în Europa se consideră lucrurile firești a intra în politică când consideră o persoană care își face o datorie, exercită o profesiune, are o poziție socială pe care și-o împlinește tot, că are un surplus. Pe lângă câte le fac eu, am un surplus, doamne, pot să fac ceva care poate fi util. Măcar o idee, măcar o prezență, măcar o, hai să zic așa, un lucru care n-ar părea la prima impresie ceva de substanță. Sunteți înscris și pe locul de consilier, adică dacă nu veți asta urmează să se discute asupra. Eu inițial spusesem că nu doresc să ajung consilier, dar pentru că de fapt întrebarea dumneavoastră a fost dacă s-a pornit de la o nemulțumire, de la o, să zic așa, o stare de s-ar putea mai bine. Da, zic că am avut prilejul să particip la o ședință de consiliu local. Eu n-am mai fost altele, toamna trecută, și a rămas un pic dezamăgit, pentru că înainte de a mă prezenta în ședință unde eu urma să susțin un material, eu am încercat să mă documentez și am mers într-un loc, în altul, nu știu ce, și am constatat că, de fapt, lucrurile au un formalism cu totul condamnabil, greu de înțeles, că lumea s-a obișnuit într-un anumit fel de. Și că, de fapt, lucrurile nu sunt așa. Ședințele consiliului local sunt public deschise. Orice cetățean al municipiului Rădăuț, nu mai vorbim de membrii unor partide, pot lua parte în limita locurilor disponibile din acea sală de consiliu, pot lua parte la ședințele consiliului local. Pe de altă parte, ele sunt intens mediatizate de toți ceilalți colegi din presă. Dar nu mi-ați spus ce vă nemulțumește în administrație.
Eu strict cu administrația nu mi-am propus să stabilesc o listă de a nemulțumirilor. Și nu nemulțumiri personale. Am zis că pentru momentul ăsta, la cât am putut ajunge să înțeleg, la ce am mai aflat, la ce am mai citit, ar fi o experiență interesantă dacă s-ar putea provoca o discuție despre eficiența administrației publice locale. Despre eficiență. Și am în vedere aici administrația în accepțiunea aceasta modernă a lucrurilor, cu participarea cetățeanului. Deci cetățeanul în cel puțin două faze trebuie să fie parte la administrație. Lucru care obligă o activitate să ajungă în administrație la o activitate transparentă. Sunt 27 de aleși cetățenilor, cei 19 consilieri. Deci cetățeanul prin intermediul aleșilor pe care i-a mandatat să fie prezinte în Consiliul Local participă. Nu, asta este mecanismul democratic. Eu vorbesc aici de pornirile din spirit civic. Și vă cum ați vedea dumneavoastră? Sunt 27 de legi nominalizate în manualul de transparență editat recent de Guvernul României, de Agenția pentru Strategii Guvernamentale. 27 de legi ale transparenței. Se vede clar că legislativul românesc s-a străduit, a copiat tot ce a fost lege din străinătate ca să fie și la noi. Este un exemplu clasic. Dar se pune ceva în practică? El se pune că dacă cineva apelează acolo la textele de lege, sigur că ele există și se iau hotărâri potrivit legilor. Dar cetățeanul nu știe, n-a fost pregătit pentru chestiunea aceasta. Eu vreau să vă spun că nici o inițiativă rădăuțeană n-a fost în tot anul trecut în legătură cu un proiect de hotărâri locală. Ușor văd că ne alunecăm, pătrundem spre ceva ce ar vrea să arate ca o platformă, programa candidatului Mircea Irimescu. Da, mă gândesc că, într-adevăr, de la transparență, de altfel și sloganul electoral care să administrăm împreună. Împreună cu cine? Cu cetățeanul. Să administrăm împreună. Cu cetățenii. Prin intermediul consilierilor sau într-o formulare mai directă? Nu, consilierii au rolul lor, legea lor, ce se face, e perfect, activitatea lor extrem de importantă, trebuie prețuită, nu propun asta. Dar cetățeanul în cel puțin două etape trebuie să devină activ. Spre binele lui. Odată este în etapa în care el trebuie să ceară și să participe înainte de luarea oricărei decizii la măsurile care urmează a fi adoptate, fie în Consiliu, fie chiar în dispozițiile primarului. Adică, vă dau un exemplu. S-ar face referendumul la fiecare lună? O persoană foarte apropiată mie, din Franța, mi-a dat următorul exemplu. Mi-a spus, la blocul în care locuia, existau un șir de bănci pentru șezut. De la un moment dat, pe băncile respective au început să apară fel de fel de oameni străini care stăteau acolo, deranjau și așa mai departe. Se pare că cineva a cerut să se facă ordine în legătură cu problema aceasta și atunci, pe ușa fiecărei scări de bloc, a apărut un anunț la primăria arondismentului nu știu care, era în Paris, la camera nu știu care, la ora cutare, se va discuta problema băncilor de pe strada cutare. Și cine este interesat să vină? Da, deci cine este interesat să vină? Nu știu câți au plecat la lucrul respectiv, dar două persoane care erau interesate s-au dus la data respectivă și au discutat cu un funcționar. Pentru mine ce... Da, sigur că s-a terminat. Dar pe mine ce mă interesează aici și doresc să subliniez chestiunea este că pentru un lucru minor, înainte de decizie, este o consultare. E lege. Deci peste asta nu se poate trece. Și aș vrea chestiunea aceasta dacă s-ar putea să se cetățărească și la Rădău. Ați spus că transparența, alături de motoul să lucrăm împreună, sunt câteva puncte care ați dori să vă caracterizeze în aceste alegeri și care le propuneți rădăuțenilor. Cui sperați să rupeți votul? Cine v-ar susține? Cine credeți că trebuie să vă voteze? Cui vă adresați? Eu vreau să termin puțin cu transparența, pentru că mai există încă o etapă a acestei participări. Este controlul cetățeanului asupra actului emis.
Mi se pare normal în momentul de față să știe lumea Rădăuți cât costă un metru pătrat de trotuar făcut în condiții moderne. Cât costă un metru de asfalt la nivelul anului 2007. Înainte de, cât costă un metru de, să zicem, de alimentare cu apă pe condiții medii. Și lucruri care ar trebui să le știe. E o curiozitate. 22 de cetățeni din Rădăuți au cerut, potrivit dreptului la informații publice, legea 544... Liberul acces la informații. Da, au cerut numai aceste informații. Restul lumea pare dezinteresată. Pare dezinteresată. Efectul este că vorbind așa cu oamenii și așa mai departe, sunt foarte, și de fapt vedeți, și discuțiile pe forumuri care sunt, toate sunt foarte critice. Toți sunt în apă și un pământ, toți sunt la fel. Dar pe de altă parte, dar pe de altă parte, dar nu participă. Eu nu condamn chestiunea aceasta. E o problemă de formare. Deci și absenteismul la urnă este o problemă. Deci eu cred că nici la vot foarte mulți nu vor veni. Eu așa zic, că după ultimele tendințe și din țările vecine și crește interesul pentru asta. Și mai ales locale. De unde sperați să obțineți voturi? Cui vă adresați? Cui cereți votul? Eu nu mă adresez unui segment anume. Eu aș dori să conștientizez cât mai larg pătură din electoratul rădăuțean. Eu sper că oamenii conștienți din Rădăuți vor aprecia și eu sper că va fi dezbatere. E numai un început ce este. Deci va fi o dezbatere pe tema asta. Sper toți candidații să... Că nu mă interesează persoane. Oficial, campania electorală nu a început. Știu. Se tatonează, mă rog, dar e un fel tot campanie. Pre-campania. Așa cum e ea. Mă interesează ideile. Deci să vedem. Să vedem idei. Schimbarea în sine nu cred că poate fi o dovadă că substanțial câștigăm. Nu știu dacă câștigăm. Continuitățile și experiența în continuități după asta e o problemă care leagă imediat, aduce imediat în discuție problema rutinei. Lucrurile astea nu pot fi... Și atunci situația asta este în firescul lucrurilor. Este dreptul cetățeanului să audă lucruri despre... Hai să discutăm o dată despre rutină, de pildă. Și influența ei în politica locală. Este, nu este, poate fi, nu poate fi. Se poate discuta, cred că categoric. Chiar civilizați și cu oameni din afară. Nu ce numai. Promisiune ați face celor care ar fi decis să vă dea votul? Din păcate nu fac promisiuni. Atunci deci nu o să fac. Să reformulez. Dacă mâine Mircea Irimescu ar fi primar, da, ce ar considera că este de datorie imediată să facă pentru cetățeanul rădăuțean? Sper la data, dacă ipotetic ar fi o zi, la data respectivă să stăpânesc toate datele privind funcționarea primăriei și a organelor care sunt... Evident că nu veți conduce singur. Veți avea un aparat la îndemână. Și să văd posibilitățile bugetului. După ce aș ști lucrurile acestea, cred că prima dată aș vrea să văd atribuțiunile de serviciu ale oamenilor. Ca lucruri de pregătire și balanța... Fișa postului și balanța financiară a activității. Veniturile și cheltuielile. Da. Ce este și cum se stă. Astea sunt momentele adevărului și cred că oricine ar fi pleacă de la chestiunea asta. Pentru că bugetul este deja adoptat, o rectificare a bugetului va presupune o cunoaștere. Da, vor de aici să va porni. Dar... Domnule președinte, ce sperați de la alegerile anului 2008? Sper ca electoratul din Rădăuți să aprecieze chiar seara asta în cele spuse domnul Irimescu, în primul rând sinceritatea lui, cinstea lui. Pentru asta trebuie să-l facem cunoscut noi partidul, că altcineva nu o să ne facă. Câte locuri sperați să obțineți? Am spus 5. Cu sinceritatea pe care îl caracterizează pe candidatul dumneavoastră. La o întrebare telefonică din partea unui ziar am spus 5. După nici unul pare hazardat să spun 5. Dar realist, cel puțin capul de listă trebuie să intre. Va fi domnul Irimescu. Va fi un chiar singular să fie în Consiliul Local, se va cunoaște prezența sa acolo. Și dacă vor intra și locurile 2, 3, 4, care vor fi de asemenea oameni bine cernuți din partid, noi punem în ordine alfabetică, va fi mai bine pentru oraș.
ce le-ați spune contra candidaților dumneavoastră? Nu am mesaje speciale așa și în genere n-aș dori să discut în felul ăsta. Nu doresc niciun fel de polemică chiar pe nicio temă. Dar câteva probleme majore care ar fi, cred că ar trebui să preocupe lumea acum. Și nu-i mult până la alegeri, este puțin pentru dezbatere. Este mult, este suficient pentru candidaturi, pentru toate, dar pentru dezbatere e puțin în luna aia. Dacă dezbaterile vor fi numai atunci și luările de poziții nu vor fi strict pe idei, strict pe, atunci va pierde Rădăuțul. Va pierde. Eu vă dau ca exemplu o problemă care, sigur că nu e cine știe ce problemă băgată în seamă de cineva care... E o problemă cu viitorul acestei localități. Viitorul în toate laturile, viitorul urbanistic, viitorul arhitectural, viitorul economic, dezvoltare, cultural, sport, orice. Trebuie să știm pe termen lung ce suntem. Acum se merge într-o situație așa de derivă. Atâta este bugetul, facem față acestui buget. Sunt semne, mulți spun că ne paște o criză economică majoră. O criză chiar la nivel global. Primăria nu poate finanța în momentul de față, nu are forță să finanțeze pe alte forme decât venituri proprii, decât împrumutându-se la bancă. Ce temă poate fi mai interesantă de discuții decât asta? Până la ce nivel se poate împrumuta primăria Rădăuț? De consultat și cetățeanul, uite ce se poate întâmpla. Poate urma o perioadă... Cât de mare poate fi povara dobânzilor pentru cei ce dobânzile care vor să urmeze că suntem în fața crizei. Se poate ajunge la o situație să fie un curent de opinie să spune, dom'le, dacă avem semne certe că vine criza, mai amânăm anumite lucruri. Dar există această resursă care noi nu o folosim a fondurilor europene. Este inadmisibil ca în tot acest aparat de aproape 300 de persoane care lucrează în primărie să nu se găsească 4 oameni care să facă numai proiecte. Să facă numai proiecte de acolo. Se plătesc proiectele, am văzut. Se comandă, se plătesc. Pentru circulație, am văzut, s-a făcut proiect... S-au făcut multe. Da, multe. Dar, nu, proiecte, eu n-am văzut niciunul. Până la în studii. Studii de fezabilitate, ca așa le și zice. Studiu de circulație, studiu de nu știu care, dar proiect, că cu proiectul mână bați la ușă. Da. Proiectul, finanțare. Unii contracandidați de ai dumneavoastră ar scoate în afara Rădăuțului linia ferată. Alții ar face o centură pentru orașul Rădăuț. Promisiuni sunt multe și diverse. Dumneavoastră, ce credeți că ar fi o acțiune prioritară care ar merita-o rădăuțenii? Vreau să spun că problemele acestea sunt aproape pentru toate orașele. Vreau să vă spun, Câmpul Lungu are o situație că îl trece pe toată lungimea aia, tot drumul spre Ardea. Dar are aprobată centură. Sunt multe lucruri care... finanțare. Da. La Rădăuț pleacă de la aceea. Orașul se pare sufocat. Dar mai în concret. Deci, concret la Rădăuț trebuie centură. Cu calea ferată, eu aș fi de părere că niște pasaje bine alese și rezolvate în timp, ar putea să rezolve mai ușor problema. Mă gândesc economic întâi și întâi, adică la costuri. Dar la centură, eu am bătut cu piciorul un posibil traseu. Problema mea de toamna trecută era în legătură cu această... Și am fost cu mai mulți oameni. Și am fost și cu cei apropiați. Bine, va fi cazul unor exproprieri. Foarte puține. Foarte puține. Pentru că am în vedere un sistem combinat. Deci, un sistem de a fi ocolit Rădăuțul pe terenuri aparținând primăriei, deci pe imaj, cât se permite, o scurtă completare prin modernizarea unei străzi existente, care nu are mai mult de 5-6 case acolo, se poate găsi o soluție mai ieftină și se rezolvă Putnei Calea Cernăuț. Da, o bună. O parte. A doua parte, tot printr-un drum modernizat și cu exproprieri, acolo deja nu cunosc foarte bine situația, deci de la calea ferată până în drumul Sucevii. Și un astfel de inel, oricum rezolvat într-un termen rezonabil, schimbă cu totul situația traficului care azi e. Cu bani de la Uniunea Europeană. Absolut. Fonduri trebuie găsite în mai multe locuri, nu numai la Uniunea Europeană. Consiliul Județean nu ar avea capacitatea să finanțeze în termen scurt o asemenea investiție. Sunt lucrări grele, sunt zone mlăștinoase, dar trebuie început. Dacă nu se începe odată, nu o să fie niciodată. Șosea de centură. Cred că este foarte, foarte necesar și dat o importanță și o făcut de foarte necesar. Ce vă face să credeți că
sunteți omul potrivit pentru primăria Rădăuți. Mă rog, unele lucruri nu le pot spune că ar semăna la laudă, dar și nici nu vreau, nu propun, dar cred că am experiență și am văzut și am trăit într-un mediu de oameni luminați. Există niște legături care le am și în momentul de față. Această experiență ar putea fi folosită în Rădăuți cu efect benefic. Eu garantez tuturor că fac față. Nu-i prea mare căciul. Nu. De făcut față, da. Și am vine greu să spun. Cine îl cunoaște, confirmă. Să fac... De harnic este harnic, de competent este competent, de cinstit este cinstit. Gata, lasă. Îmi place să fie lăudată. Că nu te lauzi. Da. Mulțumesc pentru prezența în studio televiziunii Rădăuți. Fără îndoială, cei care v-au văzut își vor pune întrebări atât lor despre Mircea Irimescu, cât și nouă pe aceeași adresă de la rădăuțiziar.ro. Întrebărilor le voi solicita un răspuns și prezența dumneavoastră în acest studio va trebui să fie repetată. Vă mulțumesc foarte mult, cu mare plăcere. Eu aș dori, în special, n-aș vrea să uit treaba asta, să mă adresez rădăuțenilor vechi. Există un nucleu teribil. După știința mea, niciun oraș din Bucovina n-a păstrat această structură. Cu Colibaba, cu Sinculeț, cu Rotar, Simota. Cu Simota, cu Șindilar, cu Rezuș, care sunt rădăuțenii vechi. Ei, oamenii ăștia n-au... Familii mari, familii venite din istoria Rădăuțenilor. Și trăiesc și acum, și trăiesc onorabil. Aia sunt îmbrăcați impecabil la sărbători, vin în oraș, fac un specific... și o notă de conservatorism de cea mai bună calitate care se poate înțelege în Rădăuți. Și oamenii ăștia nu sunt consultați în nicio formă. Eu le-am transmis un mesaj și i-aș dori dacă se pot, ei să se asocieze. Ei trebuie să aibă un cuvânt, ei trebuie să spună. Vorbe de regulă abordați, răspund cu amărăciune, las că știm, noi las că cu tare, dar în realitate e un capital de experiență și chiar așa un potențial. Nu neapărat că sunt și oameni tineri. Dar îi spun, ar putea avea un cuvânt și de al minternul numai ei, foarte mulți, și cei veniți sunt la fel de interesanți ca opinii. Dar important este un activist civic din partea oamenilor. Asta este esențial. Dacă asta nu se va rezolva, atunci campania aceasta va fi seacă. De al minter, eu am zis că cel mai prost lucru care poate fi pentru Rădăuți este să se ajungă, să se aleagă numai între cei doi, să zicem, favoriți, cei doi mari, în dispută între ei, nu mai zic lucruri care nu le-ar face cinste, dar dacă ar fi numai atât, ar fi o pedeapsă pentru Rădăuți. E o pedeapsă pentru Rădăuțul. Trebuie să profite de discuții în primul rând. Da. Cum va vota Dumnezeu? Așa vor trebui. Principalul este să vină la vot. Da. Mulțumesc invitațiilor mei pentru prezența în studio, iar dumneavoastră nu pot decât să vă mulțumesc că ați avut răbdarea să ne urmăriți și să vă dau o întâlnire la o altă ediție a emisiunii Stop Cadrul Rădăuțean.